La Oraviț au fost câștigate proiecte cu finanțare europeană prin PNRR pentru reabilitarea termică a 72 de blocuri. Constructorii care au câștigat licitațiile au început lucrările la primele blocuri care vor beneficia de o față nouă. Termenul de finalizare al lucrărilor este între 6 luni și un an. Trebuie precizat că Oravița este singurul oraș din Cara din care a câștigat proiecte de reabilitare energetică a blocurilor de locuințe. Au mai obținut astfel de finanțări cele două municipii, Caransebeșul, unde se vor reabilita termic 5 blocuri. La momentul depunerii proiectului la Ministerul Dezvoltării din valoarea totală de 175 de milioane de euro a proiectelor depuse de toate orașele din România, aproape 30 de milioane de euro, deci peste 15%, au reprezentat investițiile propuse spre finanțare de Oravița, care a fost statistic calificată ca fiind primul oraș din țară. La acel moment s-a precizat că lansarea apelului pentru componenta 5 valori renovării din cadrul PNRR de către Ministerul Dezvoltării l-a prins pe primarul Dumitru Ursu cu temele făcute. Miza, obținerea de finanțări europene pentru reabilitarea energetică a mai multor clădiri din Oravița. Acum lucrările au început, iar la final, reabilitarea termică a sistemului de încălzire și anveloparea clădirilor va duce evident la îmbunătățirea calității vieții în orașul Oravița. aviza